Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Irina Gherasim și vă invit la știrile TV8. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Oligarhul fugar Vlad Plahotniuc rămâne fără vila din Elveția și nu mai poate călători în această țară. Autoritățile elvețiene au anunțat că se alătură sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană pentru tentativele de destabilizare în Moldova. Veste bună pentru consumatori. Curentul electric s-ar putea ieftini din nou. Un furnizor de energie electrică cere reducerea tarifului cu aproape 30 de bani. Cât ar putea costa un kilowattoră, vedeți în continuare. Președintele României, Klaus Iohannis, cere ajutor de la NATO pentru Republica Moldova. El spune că situația din țara noastră este critică și că este datoria aliaților NATO să o ajute să reziste. Cel puțin 9 oameni, inclusiv copii, au murit după ce un local din centrul orașului Kramatorsk a fost lovit de rachete. Numărul răniților a depășit cifra de 60. Lovitură dură pentru oligarhii fugari certați cu legea. Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc rămâne fără proprietăți în Elveția și nu mai poate călători în această țară, după ce autoritățile au anunțat că se alătură sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană pentru tentative de destabilizare în Moldova. Decizia privind alinierea la sancțiunile impuse de UE a fost adoptată astăzi de Consiliul Federal al Elveției, iar ordonanța intră în vigoare tot astăzi. Pe lângă Plahotniuc, în lista persoanelor sancționate figurează oligarhul fugar Ilan Șur, deputata Marina Tauber, liderul Partidului Pace, Gheorghe Kafkaliuk, dar și oligarhul rus apropiat Kremlinului, Igor Ceaica. Măsurile aplicate de Elveția prevăd înghețarea bunurilor, conturilor bancare și interzicerea intrării sau tranzitării acestei țări. Elveția este cunoscută pentru sistemul bancar în care bogații lumii preferă să-și păstreze banii. Nu este clar în ce mod îi va afecta pe ceilalți sancțiunile, dar pentru fostul lider PD, lovitura ar putea fi dureroasă. În 2018, presa a scris că acesta ar deține mai multe proprietăți la Geneva, într-un cartier de lux. Jurnaliștii de la Rise Moldova au găsit una dintre vilele fostului politician, proprietate situată chiar pe malul lacului Leman. Dacă privim imaginile cu atenție, observăm că este aceeași vilă. Casa are două etaje și, respectiv, același stil arhitectural. Mai multe înregistrări video, dar și poze din curtea aceleiași vile, a plasat pe Instagram și un tânăr care pare să fie prieten apropiat cu Timofei. Imaginile au fost publicate în iulie 2016, iar la descriere este indicat și locul unde au fost făcute, în Elveția, lângă lacul Geneva. Rise Moldova a scris că imobilul fastuos a fost cumpărat în 2012, când Plahotniuc era parte a alianței de guvernare. Firma care a stat în spatele achiziției a plătit 31,5 milioane de franci elvețieni unui miliardar olandez. 31 de milioane de franci elvețieni însemnau atunci aproximativ 26 de milioane de euro. Potrivit datelor din registrul cadastral al Elveției, casa are o suprafață de circa 450 de metri pătrați, iar terenul peste 5.000 de metri pătrați, inclusiv o porțiune de lac de peste 600 de metri pătrați. Familia Plahotniuc mai deține o casă chiar pe malul lacului, pe strada Avenue de Vion, în orașul Sieți. Ne îndreptăm din centrul Genevei spre vila din Franța, vom parcurge de-a lungul lacului Leman, circa 30 de kilometri. Vila se află într-un cartier rezidențial îngrădit, cu pază la intrare. Această vilă din Franța a fost cumpărată de familia lui Vladimir Plahotniuc încă în 2008, însă nu a fost indicată niciodată în declarația sa de avere. Din 2008 și până în 2011, vila a fost înregistrată pe numele lui Vladimir Plahotniuc și al Oxanei Childescu, soția acestuia. Rise Moldova a scris că Plahotniuc ar mai deține o proprietate în România și una în Franța, toate cele patru proprietăți fiind evaluate la 30 de milioane de euro. Pe lângă asta, fostul lider PD mai deține și un iaht de lux. Guvernul l-a eliberat din funcție pe șeful Agenției Proprietăți Publice după ce șefa Procuraturii Anticorupție l-a avertizat că ar putea fi tras la răspundere penală pentru denigrare. Totuși, Cancelarea Executivului susține că Alexandru Musteață pleacă din proprie inițiativă. În locul lui, la șefia APP, vine șeful de la Poșta Moldovei. Roman Cojuhari va prelua funcția din 6 iulie. Se propune numirea domnului Cojuhari Roman în funcție de director general al Agenției de Proprietăți Publice din data de 6 iulie 2023. Domnul Roman Cojuhari este la moment director interimar
al întreprinderii de stat Poșta Moldovei, a deținut anterior funcția de director adjunct al întreprinderii publice, a instituției publice Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova. Premierul Dorin Recean a venit cu o solicitare către viitorul șef al instituției. Solicitare pentru domnul Cojuhari, Agenția Proprietăți Publice, trebuie restructurată și acolo trebuie făcut ordine și trebuie neapărat să gestionăm patrimoniul statului eficient. Precizăm că șeful APP, Alexandru Musteață, s-a pomenit recent într-un scandal după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio captată pe ascuns. În înregistrare, șefa Procuratorii Anticorupție, Veronica Dragalin, declară că Alexandru Musteață i-ar fi trimis o scrisoare în care afirmă că adjunctul său, Vasile Plevan, e acuzat de fapte de corupție. Drăgălin a calificat acțiunile ca fiind o defăimare nefondată a instituției pe care o conduce. Și eu vreau voi, toți, să atrageți atenția la ce se întâmplă în locul lui instalat. Unde a să ajungă Alexandru Musteață de la APP? De cealaltă parte, premierul Dorin Recean a negat faptul că plecarea lui Musteață ar avea legătură cu scandalul din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit premierului, cererea de demisie a fost depusă înainte de apariția înregistrării în spațiul public și survine în urma reorganizării instituției. Musteață i-ar fi spus prim-ministrului că nu va face față noilor schimbări. 7 fotbaliști sunt suspectați că ar fi trucat meciuri pentru a obține bani din pariuri. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sute de mii de lei. Club de fotbal joacă, vă spunem la știri. Premier Energiei, principalul distribuitor de energie din țară, este gata să reducă tarifele la lumină cu 29 de bani pentru un kilowattoră. Cererea de ajustare a ajuns deja la Agenția pentru Reglementare Energetică, se precizează într-un comunicat ANRE. Autoritatea susține că există premize de ieftinire și a cerut distribuitorului de energie din nordul țării să vină cu tarife mai mici. Până atunci, premierul Energiei este gata să vândă lumină consumatorilor casnici la preț de 2,70 lei, față de 2,99 lei cât plătesc acum locuitorii din centrul și sudul țării. ANRE afirmă că reducerea are la bază aprecierea leului moldovenesc în raport cu dolarul, valută în care distribuitorii cumpără energia din regiune. Transnistreană. Pentru ultima dată, tarifele la energie electrică au fost modificate în aprilie anul curent. Orașul Kramatorsk din estul Ucrainei a fost din nou ținta bombardamentelor sângeroase lansate de Rusia. Cel puțin 10 persoane, inclusiv 3 copii, au fost omorâți într-un atac cu rachete, care a lovit un local din centrul orașului. Sunt peste 60 de răniți, printre ei jurnaliști și un cunoscut scriitor columbian. Cele două rachete rusești au lovit Kramatorskul chiar în momentul în care Putin își susținea ieri discursul motivațional în fața conducerii armatei. Unul dintre proiectile de tip S-300 a distrus un restaurant foarte popular. Orașul a devenit acum reședința temporară a regiunii Donetsk, ocupată în mare parte de ruși. În urma atentatului sub dărâmături au fost găsite corpurile a 3 copii, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Mai norocos a fost un bebeluș de niciun an, care a supraviețuit atentatul. Imaginile cu micuțul sunt extrem de emoționante. În momentul atacului în restaurant se aflau câțiva jurnaliști și cunoscutul scriitor columbian de renume mondial Hector Abad. Toți au supraviețuit miraculos. Traducătoarea care îi însoțea a fost însă grav rănită. Tot ieri a fost lovit și un cartier rezidențial din Kramatorsk. Yeah.
страх, ужас 21 век на дворе. Это я не знаю, как передать. У меня сыночек погиб на войне. Мне так тяжело сейчас, понимаете? И тут еще и это случилось. Președintele Volodymyr Zelensky a calificat atacul asupra Kramatorskului manifestare a terorii ruse. Кожен такий прояв терору знову доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивць і терористів. În urma atacului, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un agent al forțelor ruse care locuiește în Kramatorsk. Sarcina lui a fost să verifice dacă localul funcționează și să se asigure că sunt clienți. Ulterior, el a filmat restaurantul și mașinile parcate în apropiere, iar apoi a trimis fișierul Serviciului de Informații Militare ruse. Adesea la работе получил звонок от военнослужащего российской армии, где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. Я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Из новостей я узнал, что кафе Риа было подвергнуто rachetnei atake. Orașul Kramatorsk, care se află la aproximativ 30 de kilometri de front, a fost vizat în mai multe rânduri de bombardamentele rusești. Cel mai sângeros atac a avut loc în aprilie anul trecut, asupra gării din oraș, unde mii de oameni se înghesuiau să prindă un tren pentru a fugi din ororile războiului. 59 de oameni au murit atunci, iar numărul răniților a depășit 100. Deși în ultimele două săptămâni forțele ucrainene au eliberat mai multe sate aflate sub ocupație rusă, ministrul ucrainean al apărării spune că aceste victorii nu reprezintă evenimentul principal al contraofensivei. Potrivit lui Oleksii Reznikov, rezervele principale de trupe ale Ucrainei, inclusiv brigăzile recent antrenate în Occident și tehnica militară modernă furnizată de NATO, încă nu au fost implicate în operațiune. Pe de altă parte, ministerul britanic al apărării susține că Ucraina a recucerit aproximativ 300 de kilometri pătrați, o cifră dublă față de cea declarată de Kiev. Forțele de apărare ale Ucrainei continuă contraofensiva pe direcțiile Melitopol, Berdiansk și Bahmut, obținând succese notabile. Deși autoritățile de la Kiev spun că încă nu au trecut la acțiunile decisive de contraofensivă, experții internaționali în război susțin că forțele ucrainene explorează punctele slabe ale apărării inamicului. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, contraofensiva ucraineană a condus până prezent la recucerirea a aproximativ 300 de kilometri pătrați. Cifra este dublă față de cea anunțată oficial de Kiev. Se crede că unele recuceriri nu sunt făcute publice pentru a proteja trupele ucrainene. Deși președintele ucrainean a declarat recent într-un interviu acordat BBC că înaintarea pe câmpul de luptă este mai lentă decât se dorea, ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov dă de înțeles că nu e loc de acțiuni spontane. Nu vă puteți aștepta la un miracol la fiecare operațiune. Pentru moment, Ucraina este angajată într-o campanie îndelungată și sângeroasă de măcinare a liniilor apărării inamice, organizată perfect în mai multe straturi, înțesate cu mine și acoperite de tranșee. Totuși, Reznikov a declarat pentru un cotidian britanic că Ucraina nu și-a implicat încă grosul trupelor în luptă și că își păstrează deocamdată spațiul de manevră strategic. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, principalele rezerve de luptători, inclusiv brigăzile formate recent în Europa și echipate cu echipament militar modern din Occident, încă nu au fost implicate în bătălie. El a dat asigurări că atunci când evenimentul principal al contraofensivei va avea loc, asta va fi vizibil pentru toată lumea, fără să ofere însă alte detalii. Între timp, pe rețelele sociale apar constant înregistrări video în care militarii Kievului arborează drapelul Ucrainei, semn al recuceririi teritoriilor ocupate. Curdiumovka, Damba, 26.06. Ми це зробили за півтора дня. Покажіть тих, хто зробить це краще. Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі, 28 МБР, встановлює прапор.
Astăzi, Lituania a anunțat că va achiziționa două sisteme de rachete Solaire NASAMS pentru Ucraina, în valoare de 9,8 milioane de euro. Aceste lansatoare vor fi livrate Kievului în următoarele 3 luni. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, echipamentul logistic pentru aceste sisteme de rachete va fi furnizat de Norvegia. Ajutorul total al Lituaniei pentru Ucraina, inclusiv muniția care urmează să fie livrată în acest an, depășește 500 de milioane de euro, susțin autoritățile de la Vilnius. Astăzi, în cadrul unui discurs rostit de Ziua Constituției Ucrainei, președintele Zelenski a menționat că dacă țara sa va câștiga războiul, vor avea de câștigat mai multe state. Ucrainska перемога це гарантія безпеки та відновлення територіальної цілісності для Молдови. În prezent, forțele militare ucrainene se consolidează la granițele zonelor recucerite, iar analiștii presupun că asta ar putea însemna o operațiune ofensivă mai decisivă. Președintele României, Klaus Iohannis, cere ajutor de la NATO pentru Republica Moldova. Potrivit lui, situația din țara noastră este una critică și este de datoria aliaților NATO de a găsi căi pentru a o ajuta să reziste. Declarația a fost făcută la Haga în cadrul unei reuniuni în format restrâns dedicată pregătirii summitului NATO de la Vilnius. Șeful statului român și-a exprimat speranța că în concluziile summitului se vor regăsi câteva remarci referitoare la această chestiune. The Republic of Moldova is an important preoccupation for me. Yeah. And as I found out today, it's not only me, it's all of us. The situation in Moldova is dire. And I think it's our responsibility to find ways to help Moldova to enhance its resilience, its entire situation. And I'm very glad that the colleagues share this evaluation, and it would be really great if we had remarks on these issues in the conclusions at Vilnius. Președintele Iohannis s-a referit la summitul NATO de la Vilnius, planificat pentru zilele de 11 și 12 iulie, la care va participa și o delegație din Republica Moldova. Țara noastră are un plan individual de acțiuni cu Alianța Nord-Atlantică, ce prevede suport NATO pentru modernizarea armatei naționale. Recent, într-o emisiune de la TV8, premierul Dorin Recean declara că optează pentru aprofundarea relațiilor bilaterale în contextul invaziei ruse în Ucraina. Partidele extraparlamentare de dreapta cer autorităților să ia măsuri pentru a împiedica formarea blocului politic anunțat de Ilan Șor. Reprezentanții formațiunilor pro-europene consideră că decizia Curții Constituționale nu este suficientă pentru a exclude acest partid definitiv de pe scena politică. Discuțiile au avut loc azi la președinție, acolo unde au fost invitate partidele cu viziuni pro-occidentale din afara legislativului. Discuțiile cu șefa statului Maia Sandu au început la ora 15 și au durat aproape o oră și jumătate. Liderii formațiunilor extraparlamentare i-au spus președintei care sunt în viziunea lor cele mai mari riscuri la adresa țării. Pe decizia Curții Constituționale vedem că anumite lucruri nu se mișcă. Partidul Șor încearcă în continuare să își facă de cap și regretul este că deputații din Parlament nu își fac lucru și nu au pregătit cadrul normativ pentru astfel de situații, astfel ca reprezentanții care au încălcat legea, care au fost scoși în afara legii, să aibă interdicție de a activa în funcții publici, de a activa în domeniul politic pentru o perioadă de minim 3 ani, așa cum se întâmplă în cazul primarilor. Am reconfirmat încă o dată și le-am spus că eliminarea partidului Șor prin Curtea Constituțională nu este o soluție viabilă, că ei se regrupează, se reorganizează și fac alte denumiri de partide și asta nu a salvat și nu ne salvează pe noi în perspectivă. Foarte mulți din colegii care au vorbit sunt nemulțumiți de multiple reforme pornite și nefinalizate, inclusiv de Procuratura Anticorupției, bătăliile din interiorul Procuratorii. S-au spus multe lucruri, sper să țină cont și sper să obținem un format de dialog cu Parlamentul, cu membrii Parlamentului, pentru că multe probleme, încă o dată repet, pot fi rezolvate la Parlament, fără să mai venim la doamna președinte. Reprezentanții partidelor extraparlamentare au criticat și modul în care are loc reforma justiției și lupta cu corupția. Organele de urmărire penală au nevoie de o reformă structurală pe bune. Cu regret, ele nu fac față astăzi provocărilor.
Am văzut conflictul între CNA și PA. CNA vede componențe de infracțiuni și scheme, iar Procuratura Anticorupției, doamna Drăgălin cu adjunctul Vasile Plevan, nu vrea să le vadă. În așa format, noi nu vom ajunge nicăieri. Partidele extraparlamentare s-au plâns președintei și de comunicarea defectuoasă a instituțiilor statului. Acest format pentru partide de opoziție reprezintă cam ultima speranță că vocea noastră va fi auzită. Am atenționat că ceea ce se numește comunicare în societate, la noi, din păcate, nu funcționează cum s-ar aștepta societatea. Așa. Sunt luate în considerație chiar și obiecțiile făcute de către instituțiile europene. Președinția a precizat că se va expune ulterior într-un comunicat de presă despre discuțiile purtate cu reprezentanții partidelor pro-europene. Este oficial, deținătorii de patentă care vor trece de la 1 iulie la activitate independentă vor primi o compensație de 10.000 de lei. Guvernul a dat undă verde inițiativei. Potrivit autorităților, acești bani sunt oferiți strict pentru achiziționarea aparatelor de casă și amenajarea locului de muncă. Vânzătorii vor putea depune cererea pentru această compensație până la data de 31 august, dar numai după ce vor cumpăra din banii proprii aparatul de casă și control, pentru ca ulterior cheltuielile să le fie rambursate. Plata compensației se va efectua în termen de 30 de zile din data acceptării cererii și aprobarea statutului de beneficiar. Totodată este important de remarcat că sunt eligibile pentru compensare cheltuielile suportate de beneficiar începând cu data de 1 ianuarie 2023. Pentru atingerea obiectivelor regulamentului a fost estimat un buget de 35 milioane de lei pentru o perioadă de implementare de 4 luni. Premierul Dorin Recean i-a cerut Ministerului Economiei să explice mai bine oamenilor care sunt avantajele acestei reforme. Este important să comunicăm cu oamenii, pentru că ei nu știu că lucrurile sunt mult mai simple, dar este absolut natural ca oamenii să se teamă de anumită schimbare dacă nu o înțeleg. Această tranziție este foarte simplă și este benefică tuturor. Și celor care fac aceste mici afaceri, dar și tuturor cetățenilor. De la 1 iulie, toți comercianții care activează în bază de patentă vor fi obligați să-și instaleze aparate de casă. În baza patentelor vor rămâne să activeze doar cei care prestează servicii. Autoritățile susțin că această reformă va aduce numeroase avantaje atât statului cât și comercianților. Unul din argumente este că impozitul perceput din vânzări va constitui doar 1%, iar plafonul de vânzări anuale va crește până la 1,2 milioane de lei. Patentarii nu sunt însă de acord cu această decizie și au protestat de mai multe ori în fața guvernului, cerând anularea ei. Aceștia au declarat că sunt gata să plătească mai mult pentru patente, doar să fie lăsați să activeze așa în continuare. Deși intenția de a anula patentele de întreprinzător a apărut mulți ani în urmă, încă în perioada guvernării comuniste, reforma a tot fost amânată de toate guvernările în urma presiunilor comercianților. Potrivit autorităților, în țara noastră sunt în prezent aproximativ 4.000 de patentari. 7 persoane, inclusiv fotbaliști care evoluează în Superligă, sunt anchetați penal pentru trucare de meciuri și participare la pariuri. Surse apropiate anchete au declarat pentru TV8 că este vizat clubul de fotbal Sfântul Gheorghe Suruceni. Activitatea infracțională a grupării a fost urmărită timp de 8 luni, perioada în care oamenii legii au adunat dovezi, printre care și înregistrări audio. Петрович, давай делаем так, ты смотри, что при ситуации, если ты заканчиваешь первый тайм 0-0, на второй тайм можно сделать минус полтора. Автоматом зайдет и тебе, и поздний гол, и минус полтора зайдет у тебя, все автоматом. Într-o altă interceptare audio, la fel, este prezentată o discuție dintre suspecți care ar pune la cale trucarea meciurilor din divizia națională, iar vocea unuia dintre interlocutori pare a fi chiar a președintelui clubului, Petru Ojog. Alo. Da. Dacă vrei, poți să vii până la mine să-ți dau ceva. Dar pe mâine n-a aștepte. Așteaptă și pe mâine. Să știi cum zici, cui jeleză pe cagăricio. Contactat pentru o reacție pe numărul de telefon al președintelui, Petru Ojog ne-a răspuns o altă persoană care, după ce ne-am prezentat, necunoscutul a încercat să ne convingă de faptul că am greșit numărul. Alo. Domnule Ojog, bună ziua. Bună ziua. Cătălin Gore, mi spune, de la TV8 sunt. Da, dumneavoastră, cred că am încurcat numărul ceva și n-am eu nici TV8.
Potrivit oamenilor legii, în meciurile trucate, fotbaliștii jucau atât de prost, încât și cei care nu știu nimic despre fotbal i-ar putea bănui de blat. Drept probă, poliția a făcut publice mai multe secvențe. Din imagini se vede cum un fundaș de la Sfântul Gheorghe pășește peste minge în careu și lasă jucătorul de la Sheriff Tiraspol să marcheze o poartă liberă. Potrivit anchetei, membrii grupării implicate în schemă au vârste cuprinse între 30 și 50 de ani și sunt jucători care evoluează în prezent în Superliga Moldovei, dar și foști fotbaliști. Aceștia ar fi aranjat meciurile, după care găseau și oamenii care să pună pariuri pe site-uri oficiale. Câștigurile erau transferate în Gibraltar pe conturile unor firme înregistrate în parcul IT din Moldova, care, prin presupusele salarii, legalizau mijloacele financiare dobândite din activitatea infracțională. Banii erau repartizați conform rolurilor avute în schema infracțională. Federația Moldovenească de Fotbal se laudă că dosarul meciurilor trucate a pornit de la observațiile experților FMF. S-au oferit anumite probe, inclusiv rapoartele companiilor de betting și rapoartele companiilor de analiză a meciului. Se referă la joc în teren, mamă, în teren. Și a fost remis pentru o scrisoare oficială către procuratură. Meciurile sunt din anii precedenți. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate și riscă amendă de până la 267.500 de lei sau închisoare de până la 6 ani. Furau mașini din Uniunea Europeană, falsificau actele și le scotau la vânzare în Republica Moldova. Valoarea pagubelor se ridică la 1 milion de lei. Avem detalii la știri. Spune că-l iubești este textul care a apărut pe o plăcuță ce indică denumirea unei străzi din centrul capitalei. Nu este vorba despre schimbarea juridică a străzilor, ci de o tendință bizară de a amuza trecătorii. Inscripția de pe strada 31 August nu deranjează autoritățile, care spun că orice asociație de locatari este liberă să-și agațe pe bloc orice denumire de stradă vrea. Se pare că cineva s-a plictisit de denumirile actuale ale străzilor și a decis să le schimbe. A fost rebotezată inclusiv și strada 31 August din centrul capitalei. Acum, pe inscripția cu denumire, putem observa un mesaj destul de romantic. Chiar dacă s-au amuzat, majoritatea trecătorilor nu au salutat gestul năstrușnic. Aceștia spun că denumirile străzilor nu trebuie atinse și au calificat aceste acțiuni drept obrăznicie. Spune că îl iubește denumirea străzii. Cred că nu-i corect să schimbe o denumire de stradă care este din primărie. Скажи так, кого? Это непонятно просто, надо подумать. Eu cred că ăsta care cu ideea este plictisitor om. De exemplu, în București se la fel am văzut străzi de genul strada unde am alergat-o pe Ana sau chestii din genul. Pe drept cuvânt, autorii ideii s-au inspirat, se pare, de la vecini. Pe străzile Bucureștiului, de exemplu, putem găsi denumiri mai puțin obișnuite, cel puțin pentru noi. Acolo există o stradă a gospodinelor și chiar a somnului. Nu am reușit să aflăm cine este autorul acestei idei la noi, dar autoritățile nici nu intenționează să-l caute, deoarece nu văd o problemă în asta. Funcționarii municipali susțin că ceea ce contează este ca acest lucru să nu se întâmple fără acordul locatarilor. Acțiuni țin de aspectul exterior al clădirii și în cazul dat ar fi cazul ca proprietarii clădirii să se autosesizeze și să întreprindă acțiunile ce se impun. Adică în cazul dat, dacă este o faptă care s-a produs fără acordul proprietarului, urmează să fie sesizată, cred că, în primul rând, poliția. Totuși, în cazul în care inscripțiile au fost instalate fără acordul proprietarilor de imobile, făptașii riscă o amendă pentru huliganism sau samovolnicie. Acum câțiva ani, o glumă similară i-a nedumerit și a amuzat deopotrivă pe locuitorii Chișinăului. Atunci au apărut niște indicatoare extrem de bizare, care avertizau că în zonă sunt elefanți și lupi, anunțau locuri pentru săruturi, dar și toalete. La scurt timp, toate au fost demontate la solicitarea oamenilor legii.
furau mașini din Uniunea Europeană, falsificau actele și le scoteau de vânzare în Republica Moldova. O grupare specializată în furt de automobile a fost destructurată de oamenii legii. Liderul grupului, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost reținut. În cadrul perchezițiilor, ofițerii de investigație au depistat cel puțin 3 automobile furate și introduse prin contrabandă în țară. Valoarea acestora depășește 1 milion de lei. Potrivit ofițerilor de frontieră și procurorilor, acesta a coordonat un grup de cetățeni moldoveni care activau de comun cu cetățenii ai Lituaniei. Mai exact, aceștia înmatriculau și apoi vindeau mașinile, după ce le falsificau datele agregatelor. Procurorii pe cecovi de comun cu ofițerii poliției de frontieră l-au reținut pe liderul unui grup infracțional care a introdus în Moldova ilegal 3 automobile furate din UE, pentru ca mai apoi să fie importate din Lituania în Moldova în valoare de peste 1 milion de lei. Mai exact, aceștia înmatriculau și apoi vindeau mașinile după ce le falsificau datele agregate. Totodată, membrii acestui grup infracțional perfectau și foloseau în mod fraudulos actele de înmatriculare, documentele vamale și efectuau modificări mecanice neautorizate. În cadrul perchezițiilor 14 la număr, atât în Chișinău cât și în suburbii, au fost depistate și ridicate mașinile anterior furate din UE și importate din Lituania, inclusiv părți componentele altor automobile furate, precum și blanchetele certificatelor de înmatriculare, xerocopiile actelor oficiale și altor documente cu semne de falsificare. Oamenii legii l-au reținut pe liderul grupului infracțional cu vârsta de peste 30 de ani, domiciliat într-o suburbie a capitalei, cu activitate oficială în domeniul reparării și vânzării automobilelor în Moldova. Acțiunile de urmărire penală au loc în cooperare cu alte state ale Uniunii Europene. Proteste și altercații în mai multe suburbii ale Parisului după ce poliția franceză a împușcat ieri un tânăr de 17 ani care a refuzat să oprească mașina. Incidentul a stârnit furie și dezordine peste noapte. Mașini și coșuri de gunoi au fost incendiate, iar în apropierea unei secții de poliție au fost lansate focuri de artificii. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii. Polițistul care a tras este acum cercetat pentru omor. Violențele au izbucnit în suburbia pariziană Nanterre marți seara. Spiritele s-au încins după ce ieri dimineața un tânăr de 17 ani a fost împușcat de un polițist după ce a refuzat să oprească mașina la ordin. Medicii veniți la fața locului nu au putut să-l salveze. Potrivit BBC, în mașină se aflau încă 2 tineri. Unul a reușit să fugă, iar altul a fost reținut de poliție. Pe internet a apărut și o înregistrare video în care se vede cum un polițist îndreaptă arma spre șofer. Potrivit BBC, incidente violente au fost înregistrate și în alte orașe de lângă capitala franceză. Unii au protestat pe tot parcursul nopții, iar 20 de persoane au fost arestate. Presa străină scrie că autoritățile au deschis 2 investigații separate în urma uciderii tânărului. Un dosar pentru posibila omucidere comisă de un oficial public și al doilea pentru presupusul refuz al șoferului de a opri mașina la semnalele poliției și pentru tentativa de ucidere a unui ofițer. Incidentul a scandalizat societatea franceză. În timp ce unii sunt revoltați de acțiunea polițistului, alții afirmă că responsabilitatea pentru cele întâmplate revine ambelor părți. Je trouve que c'est pas, j'arrive pas à comprendre. Un refus de tempter, un contrôle de police, on s'arrête et puis c'est tout. Désolé, c'est tout, la mort d'un jeune homme, c'est toujours malheureux. Le métier de parent est sûrement difficile, pas facile. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Je pense qu'il y a eu des fautes de chaque côté. Il y a une responsabilité de l'État aussi qu'on doit un petit peu gérer tout ça parce que ça commence un petit peu à dérailler. Et je pense que
Se révolter comme on s'est révolté hier, ça va pas changer les choses. Potrivit Reuters, de la începutul anului au avut loc două incidente de acest fel în Franța, iar în 2022, în astfel de circumstanțe, au murit 13 persoane, majoritatea de origine africană și arabă. Aproximativ 1,8 milioane de musulmani din întreaga lume s-au adunat zilele acestea la Mecca pentru a participa la cel mai mare pelerinaj. Oamenii au sfidat temperaturile ridicate și au participat timp de două zile la rugăciuni și ritualuri. Pelerinajul de la Mecca reprezintă un moment important în viața credincioșilor musulmani, fiind considerat unul dintre cei 5 piloni ai islamului. Pelerinii musulmani au împânzit străzile orașului Mecca. Aceștia au venit din toate colțurile lumii pentru a participa la cea mai mare adunare religioasă. În ciuda temperaturilor ridicate și a prețurilor mari, numărul celor care au ajuns în locurile sfinte ale islamului este foarte mare. Mai ales că în perioada pandemiei de COVID-19, accesul doritorilor a fost limitat. Cei care au ajuns la Mecca în acest an au avut de înfruntat 48 de grade Celsius. Oamenii au îmbrăcat haine albe și au luat umbrele și apă, iar autoritățile locale au instalat ventilatoare și pulverizatoare de apă. După ce marți s-au rugat la muntele Arafat, unde se crede că profetul Mahomed și-a ținut ultima predică acum 14 secole, astăzi pelerinii au participat la un ritual de lapidare a diavolului, în timpul căruia au aruncat cu pietre. الله اكبر اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والله شعور جدا قوي شعور احساس بالفخر اننا زرنا بيت الله الحرام مكه والمدينه والان نحن في هذا النصب نرمي جمرات سبع جمرات جمرات العقبه والله الحمد لله. Acesta este cel mai numeros pelerinaj din ultimii ani, precedentele fiind limitate de restricțiile impuse de pandemie. Moment mai puțin obișnuit pe străzile unui orășel din statul american Pennsylvania. Poliția a urmărit o vacă pe străzile din localitate cu girofarul pornit. Incidentul a avut loc acum câteva zile și a fost surprins de un martor în timp ce se afla în mașină. Potrivit presei locale, animalul a evadat și a luat-o la fugă spre un campus universitar. Pentru a evita posibile incidente, poliția a anunțat locuitorii că în zonă se află o vacă agresivă. Oamenii legii au îndemnat populația din zonă să nu se apropie de animal. Într-un final, după ce a hoinărit pe străzi timp de câteva ore, bovina a fost prinsă de polițiști cu ajutorul stăpânului. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. După știri urmează emisiunea Alternativa. Dacă aveți informații interesante, ne puteți lăsa mesaje pe site-ul tv8.md, dar și pe rețelele noastre sociale. Să aveți o seară minunată și vă mulțumesc că ne priviți!